Este prima zi de campanie electorală în Uniunea Salvați România. 10 politicieni și-au înscris candidatura pentru a prelua funcția de președinte al partidului. Asta după ce de Cătălin Drulă și-a înaintat demisia ca urmare a rezultatelor slabe de la alegerile locale și europarlamentare. Primarul reconfirmat din Câmpul Mușcel, Elena Lasconi, este favorită în cursă. Mergem pentru detalii la colega mea, Arina Delcea. Bine te-am găsit, Arina! Cine mai este în această competiție și până la urmă cum va fi ales președintele partidului? Bine v-am găsit. Pe lista celor care își doresc președinția Uniunii Salvați România se numără și persoane mai puțin cunoscute din filialele partidului, din Dolj, Cluj, Constanța, Prahova. Este cineva chiar și din diaspora, din Marea Britanie. Pe listă l-am mai găsit și pe activistul civic Radu Mihai Hosu, ce a punctat că el va fi, în cazul în care va fi ales, un președinte al membrilor, nu al liderilor. Și deputatul Cristian Zeidler își dorește să devină președinte al Uniunii Salvați România. Dar, după ce Cătălin Drulă și-a dat demisia de la șefia USR, s-au vehiculat câteva nume. Firește s-a discutat despre cei trei primari ai USR care au reușit să-și reconfirme mandatele 9 iunie cu scoruri foarte bune. Bacău, Timișoara, Câmpul Mușcel. Dominic Friț, primarul din Timișoara, era gata să se înscrie în cursă, însă a spus că a stat de vorbă cu colegii săi, membrii de partid USR, și s-a ajuns la concluzia că deocamdată formațiunea nu este pregătită pentru o separare a funcției de președinte de partid de cea de candidat la președinția țării. Iar Dominic Friț nu ar vrea să renunțe deocamdată la administrația publică locală. A punctat el că îl va susține pe noul președinte și va pune umărul la reconstrucția Uniunii Salvați România. Un anunț cu privire la candidatură era așteptat și din partea primarului din Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, însă el a anunțat că o va susține pe Elena Lasconi. Așa că dacă tragem linie, vedem favorita este primărița din Câmpul Mușcel, Elena Lasconi. Ea a recâștigat poziția de primar cu aproape 70% din voturi. Acum este gata nu doar să devină președinte al USR, ci și candidat la cea mai înaltă funcție în stat. V-aș mai aminti că în noiembrie anul trecut, Elena Lasconi a intrat în disgrația conducerii de atunci. Cătălin Drulă, președintele formațiunii, a cerut să se retragă de pe lista de europarlamentare unde era deja cap de listă. Asta pentru că a făcut niște declarații controversate, așa au fost ele considerate la vremea respectivă. A dezvăluit că a votat da pentru familia tradițională la referendumul din 2018. Ce urmează să se întâmple acum? Este prima zi de campanie electorală, la miezul nopții, azi noapte, deci au rămas definitive cele 10 candidaturi. Urmează o săptămână de campanie electorală internă, iar săptămâna viitoare, pe 24 și 25 iunie, va avea loc votul. Votul electronic, toți membrii USR își vor vota președintele. Dacă va fi nevoie de un al doilea tur de scrutin, cei din USR sunt gata să-l organizeze în 27-28 iunie. Iar o zi mai târziu, la finalul săptămânii viitoare, pe 29 iunie, delegații USR sunt așteptați la Congres, acolo unde își vor alege biroul politic național, ce are 24 de membri. Vă amintesc, Cătălin Drulă a renunțat la funcția de președinte al USR după ce Alianța Dreapta Unită a obținut un rezultat slab la alegerile locale și europarlamentare, a fost pe locul al treilea după Alianța pentru Unirea Românilor. Și apropo de ADU, Alianța Dreapta Unită, care îi cuprinde pe cei din USR, PMP și Forța Dreptei, din informațiile noastre, Alianța își trăiește ultimele clipe, asta deși imediat după anunțarea exit poll-urilor în seara alegerilor, cei trei președinți ai celor trei formațiuni spuneau că vor merge împreună în următoarele bătălii parlamentare și prezidențiale. Însă, sigur, o decizie formală, oficială cu privire la ce va întâmpla cu Alianța Dreapta Unită va fi luată și anunțată de noul președinte al USR.